ia o blondă, se ia o brunetă, se pune un bărbat la mijloc, ce iese? Sandwich, o emisiune de devorat bărbații. Bună seara, stimați telespectatori! În această seară sunt alături de doi oameni frumoși, doi prieteni, doi scorpioni. Alături de mine se află Antoneta și renumitul Florin Popescu. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Bună seara și la fel de bine mulțumesc și eu! O seară de weekend minunat, o seară de weekend cu multe vorbe frumoase și relaxantă și cu multe zâmbete și cu vorbe de spus sau de nespus, ne va spune și Florin și Antoneta. Da? Întotdeauna noi suntem cu zâmbetul pe buze. Cel puțin dacă ai adus vorba de scorpioni, eu n-am văzut un scorpion supărat trist. Sau trist. Chiar dacă e trist. Sau trist. Chiar el dacă în sufletul este. Lui. El nu este. Exact. Dar chiar dacă în sufletul lui este zis. Cu toate că eu nu cred în zodii, dar... Ba să crezi. Dar le iau... Dar în erotica zodiilor se spune că scorpionii sunt erotică. Da. Pentru scorpionii sunt cei mai, este zodia cea mai frumoasă din punct de vedere erotic. Că dacă vrei să ai un bărbat pe care sau o femeie care să te satisfacă, ia-ți un scorpion sau o scorpioancă. Așa e? Dacă Faneta, dacă ea trebuie să spună, eu sunt bărbat. Spun, eu nu spun. Din punct de vedere al femeii, nu știu. Dar până la ora zoda actuală... zoda ideală. Dar până la ora actuală, dacă n-am primit reproșuri, înseamnă că e ok și ai dreptate din ce spui. Zic eu, nu știu. Bravo. Ce ne spune Florin? Păi, ce vreți să aflați în primul rând? Pe unde rând? Mai umbli tu, Florin? Pentru că tu ești bărbatul cu cele mai multe ocupații și activități. Spune că dacă... trăiește o viață, eu zic că este de ajuns dacă o trăiește așa cum trebuie. Și atunci, luând exemplu de mic, am zis să o trăiesc așa cum trebuie, să las în urma mea ceva, să las în urma mea lumea să vorbească cel puțin, nu toată lumea, pentru că nu poți să mulțumești pe toți, să-i superi pe toți poți, dar de mulțumit sigur nu-i poți să-i mulțumesc pe toți, să las în urma mea ceva și măcar o vorbă bună să fie și după mine, când nu mai fi. Pentru că, inevitabil, noi suntem niște trecători pe acest pământ și o să vină și clipa aceea. Când o veni, poate e cât mai depărtat. Să dea Dumnezeu. Am încheiat socotelele, cum se zice în ghilimele, cu serviciul de utilitate publică din Brăila, unde deja am făcut 10 ani acolo și zic eu că e un număr de ani în care trebuie să faci și alte schimbări, nu poți să stai într-un loc, da? Pentru că te plafonezi, zic eu, și nu sunt omul care să stau într-un loc până la urmă. Dacă am construit ceva și am văzut că nu mai ai ce să faci și intri deja într-o rutină și mai ales atunci când nu te duci cu drag la locul de muncă, iar nu-i bine. Și la mine s-a întâmplat că nu m-am dus cu drag, schimbându-se și primar și director noua, să zic, la Brăila, nomenclatură, vrând să-și pună oamenii ei, am fost obligat și, pentru că eram un tip care deranjam, un tip care spunea de la obraz ce e bun și ce e rău, se pare, zic eu, că oamenii nu au nevoie de astfel de caractere tari, ca nuca, cum se zice. Eu nu înțeleg pe acești oameni care, ca și conducător, ca și primar, să zicem, trebuie să te înconjori de niște oameni de calitate, în primul rând, pentru că tu ești suma tuturor oamenilor din subordine. Dacă te faci, tu te faci de râs. Nu se face directorul de la nu știu ce direcție, tu te faci de râs, tu ești primarul. Lumea în tine va da, lumea pe tine te va înjura. Cum se și întâmplă, de fapt. Trebuie să exponentul tuturor exact. Și atunci nu înțeleg de ce
Doar înțeleg dintr-un singur motiv. Ca să poată să semneze și să facă ceea ce le spun ei. Pentru că un om pregătit și care știe despre ce e vorba, nu va semna ca primarul, în ghilimele. Exact, cum se unde se intacmă. Exact. Și atunci, el se bazează pe chestia că nu are oameni pregătiți, nu știu despre ce e vorba, își bagă capul și foarte mulți, chiar se vede, foarte mulți și-au prins și capul în astfel de capcane, în dinse de primar și de altcineva. E, în momentul ăla am văzut că nu... Tu ai fost mulți ani la patinoar la Brăila în calitate de... Administrator, șef serviciu la patinoar, la stadioanele din Brăila, la locurile de agrement, cum se spune. Bravo! Administrator, director, că bravo! Am plecat de aici din Galați, din ce am făcut, acolo m-am dus... Întotdeauna ai avut funcții de conducere și oriunde ai fost pe funcții de conducere, tot respectul și prețuirea, Florin, indiferent, chiar dacă suntem prieteni de foarte mulți ani, de când eram stagiară, tu întotdeauna ai avut activități foarte bune și întotdeauna ai fost iubit și prețuit de gălățeni. Bănuiesc că și brăilenii te-au prețuit. Bineînțeles, bineînțeles. Iar cei care n-au știut să te prețuiască, este doar... problema lor, nu este a mea. Nu este ok, pentru că tu ești un bun manager din punctul ăsta de vedere. Eu le-am și explicat, eu pot să lucrez și cu orice om, indiferent de școala care o are, de pregătirea care o are. Eu știu să lucrez și am lucrat întotdeauna. Și te cobor la toate subordine. Nivelurile. Am avut în subordine câte 4, 5, 600 de oameni. Adică ar fi culmea să nu știi să lucrezi cu un om. Dar ce-am zis, ești acolo... un bun manager, un bun dar acolo unde lider? Nu te mai duci cu drag. Eu întotdeauna am renunțat și am zis la revedere, faceți bor și în continuare, pentru că așa o să fac. Urât. Păcat, au pierdut un om... Am avut niște discuții cu primarul, am crezut că este un om de calitate, așa aveam impresia. Bine, se spune că brăilenii sunt mai ciudățeni. Așa aveam impresia că e un om de calitate. Dar mi-a dovedit că nu este. Mi-a infirmat, cum se zice, părerea mea despre el. O mare pierdere pentru brăileni, sincer. Ca să nu mai vorbesc de directoarea... care, n-am ce să zic, sunt niște oameni incompetenți și n-am ce să vorbesc despre ei, nici de bine și nici nu vreau să vorbesc nici de rău. Am lăsat în urmă, la revedere, vreau să spun că mă judec cu ei și sigur o să câștig. Ai intentat și un... Da, pentru că mi-au făcut niște greutăți care nu le accept și nici nu vreau să plec așa după 40 ceva de ani de muncă unde n-am avut nicăieri un PAC, ca să-mi arate exact, cineva. Păi culmea, și ce, ți-au imputat ceva? Curte de conturi sau mai ceva, niciodată am ieșit la zero, frumos, exact. Întotdeauna mi-am descărcat gestiunea cum trebuie. E, aici au vrut să-mi pună în cărcă niște prostii care, mă rog, nu vreau să mai discut, până nu se termină procesul, nici nu mă interesează. Ai tot sprijinul nostru, al televiziunii eu vreau să vă spun că al meu ca avocat. Eu vreau să spun doar atât. Actualmente, conducerea la SupraGL este o incompetentă, este o conducere incompetentă și ca să vă dau un exemplu, deschid patinoarul pe 20 și ceva decembrie și îl țin în ianuarie și februarie, când el ar trebui să fie deschis măcar de la 1 noiembrie, atunci când sunt niște bani, când lumea vrea să vină să patineze, da? Nu după Revelion, când toată lumea își drămuiește banul în buzunar. Și nu mai e nimeni. Și vin 2-3 inși pe patinoar. Păi nu e ok. Mai mult. Management defectuos, aș putea spune. Niciodată n-am reușit să-i conving de acest lucru. Doi. Au venit cu ideea, ca să vezi, incompetență maximă. Dar consilierii locali? A ajuns la consilier pentru că n-a. Am fost la director, am fost la primar. Păcat. Nu s-a luat nicio măsură. Mi-au sărit mai mult în cap, dar nu asta e problema. Altă mostră de incompetență, vine directoarea cu ideea să oprim patinoarul duminică seara, deci să oprim motoarele, să oprim tot, și să iei în drumul vinerea, sâmbăta și duminică. Ori eu am rămas crucit, zic, măi, bun,
patinorul nu este frigider să-l scoți din priză și să-l bagi în priză. Gheața aia se formează foarte greu, în 5-6-7 așa ceva? 5-6-7 zile se formează o gheață. Cum să oprești? Dar ce specializare are această este îmbunătățiri funciare, îmi pare rău. Asta e. Da. De asta am zis, e o incompetență și atunci nu când... La locul... Și atunci când discuți cu un incompetent, mai bine îți iei câmpii. Sincer. Dar tu mai ales că tu ai fost mulți ani director la ADP, te-ai ocupat și ai lucrat. Am lucrat în așa ceva. Pentru mine... Exact, tu ai lucrat. Chestiile astea n-au un secret, cum se zice. Da, ai facultatea de drept, asta ești e. un bun organizator, un bun lider, păcat. Să trecem deocamdată, ceva. Eu am renunțat frumos, liniștit. Acum am venit la omul cu O și M mare, omul Florin Nini, care e mare clubul Phoenix, un mare campion, Galațiu are un antrenor deosebit, o personalitate sportivă extraordinară. La mulți ani, Nini, că a fost ziua păcat, da. Păcat că nu e apreciat la justa lui valoare. Păcat de chestia asta, pentru că ar trebui să autoritățile gălățene ar trebui să-i dea mai mult ajutor, pentru că el, vă spun acum, știu, din casă, cum se zice, el este curtat de cluburi foarte mari din țară și s-ar putea duce oriunde antrenor naționala de fete a României, da? A fost la campionatul european. Dar și noi nu știm să apreciem niște oameni de valoare, zic eu. Dar el este un om cu viziune, este un om ambițios care nu... Și iubește Galațiu, cred. Și iubește Galațiu în primul rând. Antoneta îl știe, da? Acum, Antoneta, poate să mă contrazică, dar eu zic că... Are o mare calitate. În primul rând, are o mare calitate de om. Asta e părerea și un dascăl. Și un dascăl de copii. A fost și profesor la copiilor mei, la universitate, profesor de sport. La dascăl de copii care are viziune, are răbdare cu ei. Știe. Cine vine, Florin, știe. Să spunem și telespectatorilor, gălățenii brăileni îl cunosc, noi zona Moldovei, dar această emisiune va fi difuzată și pe național și pe YouTube, va fi pusă și... Deci este președintele Nini clubului Florin. Phoenix, Nini Florin, da? Un club de... Un club de basket, care e prezent și are și rezultate excepționale. E prezent în toate competițiile, da, de la baby basket începând până la Liga Națională de Băieți. Liga Națională de Băieți, care deocamdată suntem pe locul 7, dar ne batem de la egal la egal cu locul 1, 2 și se pierde. Dar trebuie pierde, Nini să vă facă mare cinste că-l lăudați atât. Nu lăudăm, eu spus o realitate și adică nu trebuie lăudat de noi, pentru că pentru el vorbesc faptele lui. E bine, dar nici știți cum suntem noi cei de la TV? Pentru el vorbesc faptele, sincer. Da, bineînțeles. Întâmplarea face, întâmplare întâmplătoare, că îl știu pe Nini de când eram în primul an de stagiatură. L-am cunoscut, chiar și mama mea l-a cunoscut și la grătar, printre prieteni comuni, deci îl știu pe Nini foarte bine. Când înființa Phoenix-ul, un om extraordinar, asta se întâmpla ambițios. În 2001. Exact. În 2001 a pus bazele acestui club care a crescut an la an. Dar el făcea aceste lucruri dinainte de 2001, încerca să facă proiecte. Hai și să-ți spun, când, da, eu poți să-l întrebi. Eu, nu, pare că mă laud poate și eu, dar nu. Da. Eu și pe Nini din 1999. Eu și cu Florin am făcut și am organizat primul street ball. Deci, acel basket 3-3 din Galați. Bravo, felicitări! Deci noi am adus bani de acasă. Am dat cadou, am dat premiere și tot ce trebuie. Sponsorizări de la voi. Din banii noștri personali. Cine face așa ceva? Noi am stat cu fundul în sus și trasam terenul și îl vopseam căciula și tot ce înseamnă terenul de basket. Bravo. Da. Atunci când îți place ceva, când faci ceva cu drag, nu ai cum să nu reușești. Și timpul nu contează și valorile materiale. Și la el s-a văzut că nu contează. Galațiu este un oraș cu oameni minunați. A făcut acest club care a crescut de la an la an.
cred că este cel mai unul tare din cluburile cele mai mari din țară, și care are la forță, toate, forță la toate din nivele, România. La toate nivelurile are, are reprezentare. Da. Știu. U13, 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 U16, U18, Liga Națională, ce să vă spun, atât la băiați și la fete. Mare, marea pierdere pe care am avut-o anul trecut din cauza nealocării la timp a sumelor necesare și promise cât de cât la începutul sezonului, la începutul campionatului, a fost desființarea echipei de fete. Dar, știi cum, și în lumea animală, și o pur la când e în pericol, își lasă coada, dar se salvează ea. Așa a fost și aici. A preferat să reducă echipa de fete ca să poată să salveze echipa de băieți. Ce s-a întâmplat, dar din urmă vin, pentru că noi avem la fete copii care vin din urmă și sperăm într-un viitor cât se poate de repede, de apropiat, într-un viitor apropiat, să reușim să înființăm din nou echipa de fete, pentru că una care are o tradiție pe care, cu părere de rău, a trebuit să o întrerupem. Doi, vin fetele astea din urmă, copiii, de ce să-i să ducă în altă parte, să nu se joace pentru Galați? Da. E păcat, pentru că toți au echipe de juniori, echipe de copii, echipe de baby basket. Pentru că nu, e unul din puținele cluburi din țară. Mai ales acum am ființat, a pus bazele și unei academii. Cred că o să... Academie? Academia de basket, da. În București? Nu, aici, în Galați. Ce înseamnă Academia de basket? Academia de basket va fi o... cu profil sportiv, probabil. Numai pe basket. Felicitări! Și cred că va reuși să aducă și un centru de excelență cu sprijinul Federației Române de Basket, ceea ce înseamnă... Galațiul, ceea ce înseamnă foarte, foarte mare lucru din punct de vedere al sportului pentru Galați. A imaginii orașului. Exact, vă dați seama, pentru că cred că avem în jur de 5-600 de copii care vin. Știu. Care nu se duc, stau pe stradă, nu bat pietrele pe stradă, vin, cresc altfel, pentru că sportul te formează altfel. Da. Nu vreau să-l dau pe Ernest, pentru că se dezvoltă. Avem acțiuni în fiecare liceu, în fiecare școală. Ducem jucătorii de la echipa mare, adică care sunt niște modele pentru cei mici. Facem jocurile demonstrative, îi chemăm să vină să se înscrie în acest club. Odată cu înființarea acestei academii, în gândirea lui Florin, pentru că trebuie să recunoaștem aici, este gândirea lui, el e priceputul, cum se zice, o să vină o bază de selecție mai mare, pentru că o să vină în mod gratuit, în prima fază, se antreneze, de acolo vor fi extrași exponenții grupurilor vârfuri și luați la școala de basket a clubului Phoenix. Deci academia va fi o rampă și, cum se zice, o pepinieră, o pepinieră de masă, o pepinieră valoroasă care pentru clubul, clasa un grup de exact, tineri foarte pentru grupul meritoși pe linia de celălalt al clubului Phoenix. Eu zic că numai niște oameni nebuni poate să facă așa ceva, nebuni în ghilimele, nebuni frumoși. Nebuni frumoși. Gen Hagi, gen Gică Popescu, ați înțeles? Nadia Comăneci în America, exact. Și câțiva. Așa. Dar este un mare câștig pentru Galați acest lucru. Bine, atunci, Florin este oricum un nume... pentru și atunci, pentru că m-ai întrebat pe mine și n-am să mai spun prea multe că Aneta are și ea de spus foarte multe, sunt sigur. Eu sunt emotivă deocamdată. Cred și sper din toate... E fermecată Aneta de un scorpion din tine din această seară? Pentru că Aneta este mama a doi gemeni? Mulțumesc că încă văd că mai am... succes. Păi ai, întotdeauna scorpionii au succes.
Sper din toată inima ca și autoritățile gălățene, deci în principal primăria, Consiliul Județean, consilierii locali și consilierii județean, să-și dea mâna. Și sponsorii. Și să, oamenii sponsorii de... suntem... Aici e cam greu cu sponsorii în Galați. Dacă industrie și, eu știu, alte activități care să creeze plus valoare nu există, n-are nimeni de unde să-ți dea nimic pentru sport. M-ați înțeles? Și atunci, singura șansă mai mare pentru un sport de masă frumos și, și financiar și, eu știu, sportiv, este ajutorul autorităților locale. De ce? Pentru că în foarte multe orașe, și uitați-vă, Craiova, Sibiu, Timișoara, Clujul, au niște baze foarte frumoase pentru sport. Noi încă stăm puțin mai prostus la infrastructură. Nu ne ajung sălile de antrenament pentru perioada de iarnă. Sunt pline. Unele chiar pot să zic că sunt improprii unor activități sportive. Dar încercăm să ne desfășurăm cât mai bine activitatea și eu zic că e bine deocamdată în ceea ce avem. Dar pentru viitor o să trebuiască și avem promisiuni mari să ne construim o sală de sport proprie a clubului Phoenix, care să mai absorbă din grupele care se duc la diferite școli, la sală și fac antrenamente și atunci o să îi mai avem mai aproape, cum se zice, de noi și în alte condiții mai bune. Sper și v-am spus din suflet și avem promisiunea că autoritățile locale își vor da mâna, cum s-au dat și în alte părți. De exemplu, v-am spus, Craiova, uitați-vă ce baze sportive și-au făcut, sală polivalentă, stadion, da? Clujul la fel, nu mai vorbesc, Mișoara, Sibiu, și acolo unde se bagă și bănuți și unde e preocupare, sunt și rezultate. Și atunci sălile sunt pline, lumea vine și se uită la un spectacol sportiv frumos, copiii au unde să se ducă, să iasă din fața calculatorului și din alte, cum se zice, ghilimele, atracții ale vârstei, și ceea ce înseamnă o generație sănătoasă pentru viitor. Ăsta cred că e și scopul fiecărui om sănătos la cap, să zic. Și părinte. Generație și... care vin după noi, generație să crească atât de frumos din punct de vedere mental, sportiv și orice. Și sper autoritățile să ne ajute în continuare și să fie aproape de clubul Phoenix și nu numai de clubul Phoenix, toate cluburile care au rezultate, bineînțeles, pentru că nu poți să departajezi sau să faci, eu știu, să finanțezi absolut tot, pentru că sunt sporturi care n-ai nicio, cum să zic, un câștig. Nici de imagine. În imagine de asta, dar sunt sporturi care aduc plus valoare Gălațiului. Cum s-a întâmplat cu hockey? Eu până acum un an. Campioni naționali, Cupa României. Da, păcat că Gălațiul are și antrenori emeriți. A căzut puțin. Radu Șerban, soțul doamnei avocat Radu Șerban. Avem bază bună patinoarul din Galați. Un patinoar pe care nu-l găsești peste tot. Foarte bun. Unul din patinoarele frumoase din țară, care funcționează, cred că 10 luni pe an, ceea ce e un lucru extraordinar. De ce mai hockey? Ce s-a întâmplat la nivel de Galați? Cred, nu am toate datele la îndemână. Probabil că v-ar spune mai multe cei care răspund de această ramură. Dar, din ce am auzit, este vorba tot de alocare târzie a banilor și insuficienți. Și atunci, bineînțeles că lipsesc și... fondurile. Nu, lipsesc, cum să spun, performanță. Lipsește performanța dacă nu ai să o susții. Deci ceva. Și noi am trebuit să facem sport. Să vă spun ca și la club. Sunt deplasări în fiecare săptămână. În fiecare săptămână trebuie să asigurăm transportul și cazarea pentru cel puțin două echipe.
deplasare sau acasă. Să asigurăm cazarea arbitrilor și a staffului tehnic și a echipelor care vin în Galați. Toate acestea înseamnă bani. Tot înseamnă bani, 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 bani. Și dacă nu ai suficienți, te limitezi și la ce ai. Și atunci... Cât costă un bilet la un astfel de meci? Din fericire sau din păcate, intrarea este gratuită la meci. Pentru că primăria... Dar la fotbal de ce nu e gratuită? O secundă. Acolo e alt aspect. Terenul mi se pare că are altă statură, altă structură, nu este în cadrul primăriei, adică nu e autorității locale. Autoritatea locală pune baza la dispoziție în mod gratuit să-și desfășoare jocurile. Deci nu poți nici să iei bani. Dacă primăria spune la dispoziție gratuit sala, nu ai cum să faci încasări de bilete. Clar. Deci cam aici suntem. Are o echipă foarte bună de antrenori tineri, secundată sau, eu știu, condusă, mai bine zis. Antoneta? De basket. Sau mai bine zis. Băi, cunosc pe domnul Nini foarte bine, pe doamna Nini. Da, și soția e în cadrul clubului, e antrenoare. Da, cei mici, da. La cei mici, sigur că da. V-am spus, au câțiva, n-aș vrea să le spun numele, dar... Sunt câțiva numai tineri, 27-30 de ani. Da, și sunt și niște tineri de 27 până 32 de ani, niște băieți. Secundați sau dirijați, zic eu, în primul rând de Florin, da, Niniș, da. Dar și de doi mai în vârstă, în ghilimele, cum ar veni, undeva la 40-42 de ani, dacă o să fie în vârstă la 42 de ani. Este un sârb care l-a adus Florin și care face treabă bună. Și în ce limbă vorbiți cu sârbul? Engleză și română. A început să priceapă foarte bine. E de mulți ani știe sârbul? Și, da, e sportiv, e profesor? Da, a jucat. Și știe și română? A învățat? A învățat, da, a învățat. Nu știe perfect, dar a învățat. Vorbește, se înțelege. Se înțelege. E drăguț? Nu, dacă vrei, să-l aduci în emisiune. Dacă vrei, o să-l chem în emisiune. Da? Da, bineînțeles. Dar drăguț. Probabil că o să trebuiască să-ți duci un translator de engleză. Da, băi, ne descurcăm, nu? Noi limbi, nu? Ok. Da, și... Nu, Antoneta s-a roșit. E o femeie budică. Ei. Ce părere ai, Florin, despre femeile care se roșesc? Asta, ce se... De ce se roșesc femeile? Înseamnă că au sânge în ele. Le circulă sângele. Asta? Adică da. Da, ce frumos! Circulă sângele și asta e un lucru bun după mine. Nu suntem moarte. Da, pudică, cum te simți? Ești foarte dragostea asta. Am emoții. Antoneta se află în premieră la noi în această seară. Spațiu de TV. Da, și este o drăgălașă, o scorpioancă și este mama de doi băieți gemeni. Și o fată. Și o fată, dar... Nu uită pe Florina. Nu uită pe Florina, dar pe mine m-a chis așa, că are doi gemeni. Da, și ai și văzut. Da, i-am și văzut. Foarte și foarte volubil vorbăreți. Da. Sunt mari, nu? Da, au 34 de ani, fata are 36. Meseria de părinte e foarte grea. Asta vreau. Da. E greu să fii părinte? E grea la început, când ești tânăr, când ai alte aspirații, când te plictisești rapid de meseria de părinte, mai vrei să mai zburi, să mai pleci, să te mai duci, să umbli. Dar cu cât trece timpul și deja ne maturizăm și ne mai vine și nouă mintea la cap la părinți și când mai ai și satisfacție de pe urma lor, acestor copii pe care tu îi crești, cu mâna ta îi crești și îi duci, atunci... Se schimbă situația. Din momentul în care satisfacția vine din toate părțile și într-un mod laudativ vă spun că eu am niște copii de excepție. Deci sunt la TV și poate multă lume mă cunoaște, îmi cunoaște și copiii, deci îmi asum să rămână. În continuare să fie. Să rămână. Deci îmi asum ceea ce spun. Știm. Deci îmi asum. O mamă mândră. Că asta aș vrea să stau să mă ascund după supreși. Nu. Eu am niște copii de excepție și mâine dacă mor, nu-mi pare rău că am lăsat niște copii buni pentru societate și foarte buni pentru mine ca părinte. Odată trebuie să o facem și cu asta. Da, facem, nu. Viața e de aici până dincolo. Dar când ți-ai dat seama că ai devenit părinte?
Păi mi-am dat seama că am devenit cred părinte. De la maternitate, nu? De la maternitate, când i-am amestecat. Mai ales când am mâncat unul o zi întreagă și nu a stat mort de foame. A, da? Pentru că asta, asta e foarte tare! Pentru că sunt univite, au fost univitelii, pentru că seamănă, ei văzut da, foarte bine, că eu... unul intră altul, este, zici că e același eu băiat, nu, domnul nu. Profesor Nini a avut elevi, studenți la facultate și îi cunoaște, da, îi cunoaște și din alte. Bine că nu era protecția copilului pe atunci. Da, da și cum e, eu, pe unul și cum ți-ai dat seama că l-ai ținut pe unul? Păi mi-a spus asistenta. Ha. Păi doar dar nu plângea de foame? Păi asta, eu nu-ți plângea să nebunească și alaltul Marius dormea din... nebunea și el de somn. Zic, doamnă, unul plânge de nu mai poate și unul doarme. Și eu, dacă eram și emoționată și na, așa... Doi gemeni deodată. Așa, eram... Câți ani aveați când ați născut? Păi cât am? Dacă 58-34 aveam cât? 24. 24. Da. Să ai geme, copil, copil cu copil. Da, da, da. Ba da, da, așa. Eu văd că fetele femeile la 24 de ani acum nu vezi că la 15 ani sunt femei, sunt ei, bine, acum datorită lipsii de educație. Dacă ți-a aduc o acum, divă de 15 ani, Florine, scorpionul din tine nu mai zice că e copil. Aia cred că n-a vrut să fie mamă, stai liniștit. Da, te cumpără și a fost o greșeală. A fost o greșeală. Joacă una de 15, a fost o greșeală, cred că a băut din sticlă care a băut și bărbatul. Și... Da. Ți-ar place 15-16 ani? Ce să fac cu ea, să o cresc eu? Da, ce să... ei, nu știu, zic și eu întreb. N-am ce să-i las, că mi-au luat copiii tot, nu? Da? Da. Ei, și în timp, deci trecând timpul, normal că ei cresc. Tu nu crești, crești în vârstă și asta înseamnă că îmbătrânești. Dar satisfacția este, când îți dai seama că ești un părinte adevărat, în momentul în care ei își termină toate obiectivele astea de școală și deja ei e pus pe traiectoria pe care trebuie să aibă fiecare copil când termină un anumit stadiu de studiu. Adică a terminat un liceu, atâta poate să facă, ei găsit un serviciu, muncești și bine mersi. Adică satisfacția finală. Adică, în ce sens spun? Că societatea s-a oferit atâtea surprize încât bine, ai școală. Bine, te-au făcut facultate, bine, ai trecut. Fără discuții, au terminat licee foarte bune. Un liceu, toți au terminat același liceu. Din pedagogic, liceu. Da, felicitări. Da, și copilul meu. Să rămână, da, da. O să arătăm pe doamna Ștefănică, întâmplarea face, întâmplarea întâmplătoare, că fiul meu, Ernest, a fost la doamna învățătoare și este la doamna Ștefănică, cum sunt și băieții mei tot pe doamna Ștefănică. Foarte, da, salutăm o drăgălașă. Așa cum, da, și o salutăm pe doamna. Galați e mic totuși. Ce mic da, este. Nu-i confunda, chiar n-am apucat, nu-i confunda doamna învățătoare. Ea era foarte doamna și au mai răspuns unii pentru alții, unul mai se pregătea la un obiect și el altul așa uita, se mișca un bănci, profesorii. Ionuț sau Marius, spune-mi tu lecția. Și de fapt era Ionuț. Și se ridica în picioare că ei sunt zvăpăiați, cum ei văzut, dar la ori sunt, erau niște copii timizi, copii că eu i-am învățat să nu deranjați profesorul și să nu se întâmple ceva, e jar. Mi-a și plăcut jale. Foarte tare așa. Povestea când i-ai dat la teologie la Brăila, da. O poveste de nespus și de spus, se știe și este de notorietate că face un seminar, un da. Liceu o voce foarte de bună. Teologie este foarte greu, un regim mai ceva da, ca la armată. Întotdeauna de asta... Cu ce v-au supărat? Nu m-au supărat, pentru aveau că erau voce. Foarte... Nu, erau zăpăiați. Și nu știam cum se potolesc. Dar cum să-i potolesc decât să meargă pe linia asta a Domnului? Să, da. Cum fac eu cu Ernest al meu? L-ai văzut înainte de emisiune, am zis că-l duc la spovedit. Da, dar nu mi-au creat probleme. Chestia este așa că a avut diriginte pe părintele Buriană, care actual este protocol de galați, pe care îl salut. Da. Dacă... Îl salutăm pe domnul... Cunosc și eu pe părintele Buriană. Părintele Buriană, protocol da, de galați. L-a botezat, a fost preotul care mi l-a botezat. Care copiii mei au rămas într-o relație de calitate, foarte fecioasă. Pe preotul Tibi, Chiriluță, de calitate morală și... Da. Duhovnicul fiul meu este preotul Gologan și preotul Hanu Corneliu, că acolo merge la Biserica Sfânta Paraschiva Ion. Acolo 19, da. Nu știu, pe mine mă pierdeți pe aici cu
cu biserica, da, și cu, da, ochii, da, da, dar, dar vreau să spun, dar ca și calitate puțin, umană, las-o puțin să povestească. Am câțiva, am câțiva amici foarte buni în, în breaslă. Da, mi-a și... plăcut foarte mult că a fost diriginte și ce fel. Ei, bine, da, povestește întâmplarea. Da. Ei, bine, părintele ne chema la ședință cu părinții, că trebuia să venim și eu, dacă eram o mamă dublă la clasă și aveam și o părinție, că dacă am doi, vă dați seama, trebuia să... Așa. Era o altă doamnă, doamna Angel, cu băiatul ei, și după eram eu, Rudu, Marius și Ionuț. Și eu, dacă lucrez tot într-o școală, nu, nu prea îmi convine să știe toată lumea de băieții mei. Dar poate au făcut cine știe ce și chiar și eu ca părinte mă rușinez. Nu. Și spunea despre Angel Ionuț ce spunea și după aia doamna Crudu și acum și băieții spunea, domnul dirigent, părinte, vă rog frumos, eu la urmă stau. Și ce zis preotul Buruiană, dirigintele? Da. Ce frumos! Da, și după aia la sfârșit îmi spunea, doamna Crudu, mă rog, ce vă mai faceau și pe acolo? Da, da, cu mare har. La... Părinte, dacă vreți, eu îi pedepsesc, să știți. Nu l-am vrut, nu v-am chemat. Îi făcea și ședința în biserică ca noi, să nu avem... A, o tactică. Și, a, făcea ședința în biserică, da, ce da, frumos! Da, da. Ei, da, dar minunat, felicitări da. Parohului da, da, Buruiană din Gata. Da. Și după aia copiii au terminat, la au terminat, acum, da, da, sigur. La biserica Preciosa. Păi au terminat. Și o pedagogică. Era și, o, și... și un exercițiu de imagine totuși, să chem lumea în biserică. Da, 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 da. Da. Și au terminat și facultate de științe economice. Am muncit foarte mult pentru ei, dar am muncit împreună. De la o anumită vârstă, copilului trebuie să, când îi oferi ceva, trebuie să-i ceri ceva în schimb. Nu sunt de acord cu părinții și poate... Rabat meu, să mă scuze. Fiecare și crește, da. Da, cum vor. Crede, da. Eu, dacă le-am oferit ceva, le-am cerut în schimb. Nu le-am cerut material, le-am cerut să învețe. N-au fost de 10. N-au fost de 9. Dar au fost din 8 cinstit. Eu cu copiii mei nu am făcut o oră de meditație. Și asta spune foarte mult. Și dacă declar lucrul ăsta, poate orice profesor care știe că am făcut meditație a făcut meditație cu copiii mei, poate să spună, doamna Crudu, spui minciuni. Nu, eu nu am făcut, dar am spus, învățați, eu nu am bani să dau la meditație. Dar cum învățau ei? Cum învață gemenii? Nu-i interesant? Păi învățau împreună. Păi nu, când tu când îi ascultai. Dar nu-i ascultam. Niciodată. Mi-a plăcut foarte mult cum îi pedepseai, puneai într-o cameră, într-o cameră. Păi nu, mai făceau și ei năzbâtic. Na. Și cum, asta mi-a plăcut, da, povestea asta. Și zic, ce ați făcut astăzi? Bine, când erau mitite, să nu mințiți. Eu ca părinte, eu și taică tu, știm când mințiți. Păi da, după cine cunoști? Păi vă ies steluții din ochi. Și apoi se uitau unul la altul să vadă steluții. De unde e steluții? Nu. Așa. Și... Păi, numai noi le vedem părinții. Numai noi, nu? Părinții, obligați. Adulți, ales, da, Ernest, da? Deci mama îți vede steluța. Da, și poate mai încercau și ei să mai spun câte minciuni, și ca să evit minciunii din start, unul într-o cameră, într-o cameră, scris. Ce ați făcut astăzi? Pedagogul din dumneavoastră nu se dezminte. Da, și atunci fiecare n-avea ce să spună. N-aveau minciuni să spună, spuneau exact ce au făcut. Dacă s-au îndrăgostit. Dacă nu se înțelegeau între ei, era greu. Da, nu știau ei cine astea. Fascinant, nu ai un frate, geamăn. Dacă s-au îndrăgostit. Am numai o soră și atât. Adică nu și-au schimbat partenerele când erau adolescenți? Pentru că e fascinant, gemeni să... Nu. Nu s-au îndrăgostit de aceeași femeie? Cunosc povești de genul ăsta. Cunosc povești de genul ăsta. Nu. Cu surori gemene, nu cu băieți. Deci ai făcut dragoste cu surori gemene? Nu, am zis că cunosc povești. Da, da. Este fascinant să fii mamă de gemeni, părinte de copii gemeni, dar este și o muncă, totul e la dublu. Tot. Niciodată, deci aveau, adică le-am sugerat așa, să nu-mi cereți nimic. Pentru că eu, ca mamă, observ ce vă lipsește. Și atunci, vă iau eu. Din momentul în care mi-ați cerut și n-am putut să vă aduc satisfac dorința voastră, eu ca părinte mă simt foarte prost. Eu nu sunt un părinte din grupul celor care au mai mulți bani. Sunt și care au mai puțin sau sunt intermediari. Așa. Ei, niciodată nu-mi cereau. Pe zic, eu dacă iau astăzi la unul pereche pantofi și nu mai am bani să iau și a doua pereche, atunci al doilea copil va primi peste o lună. Când am luat a doua lună perechea de pantofi, deja prima... Dar cu Florentina?
foarte bine s-au împăcat și se împacă. Ei sunt frați adevărați în sensul că i-am și învățat așa. Sunt niște reguli de viață și simple, nu sunt filozofice sau așa că vai de mine că am citit din nu știu unde, nu. Eu vă spun de experiența mea de mamă. Părinte. Da, de părinte. Și femeie. Da. Am spus așa, principii clare de viață. Când cineva îți oferă ceva, primește cu plăcere, nu strica rânduiala. Când ceri la, da, când ceri ceva de la cineva, este subtitlul de împrumut. Atunci trebuie să returnezi totul. Chiar și voi între frați, vă oferiți între voi de toate. Dar când te duci la un frate și ceri, măi, vreau și eu ceva, mă rog, să mă împrumut cu bani sau eu știu cu ce, așa, ești obligat să restitui. Un leu, dacă ai să-ți dai, să-i dai fratelui tău, îl returnezi. Și apoi din mititei știau, și-o frumutau, un leu, doi, cinci, mă rog, ei așa. Mămica a spus când ne împrumutăm, să dăm bani înapoi. Când dăm noi de la noi, atunci așa. Ei, așa s-a obișnuit și în viața actuală. Oricum, părerea mea e că, pentru că suntem cam de aceeași vârstă. Da, contemporan suntem, da. Mi se părea mai ușor de crescut, cel puțin pe noi cum ne-a crescut. Mi s-a părut mai ușor să ne crească, parcă mama nu... Păi nu erau nu m-a bătut niciodată, nu m-a zis, nu. Eu am fost exigent, dar... Singura treabă, știi ce îmi spunea? Și că nu vreau să mă faci de râs, atenție. Ai de mine. Și n-am făcut-o niciodată. La mama ta, ai ridicat-o, nu la mama niciodată, ta? Doamne, ferești. No. Niciodată, noi când ne vedem, dacă de trei ori pe zi ne vedem, de trei ori ne pupăm, ne îmbrățișăm, pentru că niciodată, după ultima îmbrățișare, nu știm dacă ne mai revedem. Deci asta e o regulă de viață, de bază. Deci ce noi frumos, ne pupăm. Ideea... Da, vin după mine. Romantic. Romantic, chiar romantic. Știu cum am crescut eu, știu cum am crescut știu cum i-am crescut pe ai mei, știu și râd cum îi cresc, cum mă cresc nepoata acum. Dar ce vă stai? Tu ești bunic? Păi da. Un bunic? Are 15 ani are nepoata, are de la cea mare, are 15 ani. Și eu spuneam eu de una 15 ani la bunic. Tu ești bunic, un bunic deci, sexy în această deci, seară. Da, mulțumesc. Da. Atenție femei, da? Fetelor, da. Da. Deci ești bunic. Cum te simți? Un bunic. Foarte bine mă simt. Da? Și cum spunea și Aneta... E mândră nepoțica ta de... Eu, teoretic, mi-am făcut tot ce am vrut în viață. Da? M-am măsurat, am crescut copii, am crescut nepoți. Și deci, sunt bunică. Și mâine, dacă e ceva, chiar nu-mi pare rău. De ce am trăit? Eu, ca sincer, spun. Părinte, am fost exigent. N-a fost un părinte flexibil așa. Pe mine nu m-au dat copii, nu m-au întors pe deget că nu permit. Adică nu există. În schimb, i-am și înțeles foarte mult. Și când a fost lucru serios de făcut, a fost lucru serios de făcut. Când a fost așa mai de glumă, a fost glumă. Deci ați fost pedagog și acasă până la urmă. Plecam, mă duceam, da, nu, eu nu sunt profesor, este da, e... dar astea lucruri se văd, se simt și am vrut și eu să-mi asigur bătrânețile. Prin modul meu de a mă comporta vis-a-vis de copiii mei și tot ce am făcut pentru ei, am făcut ca să-mi fie mie bine. Oricum, și acum le e și lor, să știți. Oricum e altă generație și credeți-mă că vă spun la amândouă, deci credeți-mă că e foarte dificil astăzi să crești copii. Foarte dificil. Și au curaj care fac copii. Pentru că este atât de multă informație. Influență, da. Mass media are influență maximă. Este atât de multă informație și majoritatea proastă. Da. Majoritatea proastă, neverificată, informații fake. Dar foarte greu să-l crești. Își fac niște idei cât ai fi tu de flexibil, cât ai fi tu de pus la punct cu viața modernă, cu orice. Eu trăiesc printre copii. Da, păi tocmai și tu ești un model ca bărbat. Exact. Dar e foarte greu să te înțelegi cu ei. Sincer îți spun. Este dacă foarte greu. Dacă se discută permanent cu ei, zilnic le dai niște lecții de viață, eu nu cred că există părinte care să dea greș cu ei. Eu veneam de la serviciu târziu și o oră jumătate făceam dirigenție cu ei. V-am spus, nu sunt cadru didactic, deci să iasă din... De exemplu, ce dirigenție? Ce? În primul rând, le spuneam cât de rău mi-a fost mie astăzi la școală, în oraș, sau dacă am avut o problemă, sau cineva m-a supărat,
Nu, lucruri, nu intram în problemă. Dar uite, azi m-am supărat, așa, am avut o mică problemă sau am încitat-o de mult astăzi și le captam atenția. Și acum zic, vreau și eu să știu ce ați făcut voi astăzi, ca să știm unii despre alții, că așa e normal. Așa e normal. Foarte frumos. Așa, și începeam să-mi spun. Mai păreau ei între ei așa, că uite totuși, Mare sau eu nu, sau Florina, nu știu ce a făcut azi. Și zic, măi, dar de ce n-ascultați? Care-i situația? Și după aia, încet aflam absolut tot despre ei. Și le spuneam așa, în momentul în care au crescut și au început să mai înțeleagă lucrurile, mai îmi puneau întrebări. De, mă rog, care știți? Ce mai întreabă ei și... Ce întreabă? Ei, băieții, întreabă. Ce ar putea întreba Florina, un deci, băiat? Tu ce ți-ai întrebat, părinții? De viața sexuală? Nu. Te-au întrebat? Da, m-au întrebat, le-am explicat în termenii mei, dar nu așa... ca să evit să... Că era și o discuție tabu, așa... Că parcă nu... I-ai spus mamei tale de primul sărut, Nin, Florin? Nu. Tu? Nu. Da, încă noi suntem generații... care încă mai roșim. Da. Așa, nu am amestecat niciodată problemele noastre personale cu ale copiilor, dar am încercat să le explicăm. Și eu, dacă vedem eu că nu mă pricep prea mult să spun, le căutam articole din ziare, cărți și le vedem să citească. Ia, citiți, aveți cuvinte pe care nu le înțelegeți, îmi spuneți, intrăm în dicționar, ne uităm. Depinde. Că parcă depinde, da, de la familie la familie. Da, eu cel puțin, cel puțin la voi a fost o situație fericită, ați fost amândoi. Cel puțin pe mine m-a crescut numai mama. Da, da. E altă relație. Da, știu, știu. Nu că chiar n-am dus dorul tatălui sau lipsa lui, nu am simțit-o, sincer. Dar ea avea servici, n-avea timp, venea, lucra de noapte, lucra după amiază, lucra de toate, mai multe schimburi, pentru că așa se lucra atunci când se muncea. Da, din păcate, acum am învățat să nu mai muncească cum se muncea. Pentru că România, dacă a ajuns unde a ajuns la un moment dat, a fost pentru că s-a muncit, nu că s-a stat și în calculator. S-a primit pomană. Exact. Da. Dar... eu recunosc pe mine, pe mine m-au crescut cum? Pe stradă? Băieții, după stradă. Ăștia mai mari. Mai mari? Da, ăștia mai mari. Prima ta iubită ce vârstă a avut? Nu vorbesc ca că dacă stau acum să-mi aduc aminte de iubite... Hai că ești tânăr, încă. Facem vreo 6 emisiuni. Facem că putem. Eu vorbesc de... Ai întrebat de viață, dacă te întrebau de primul sărut de asta. Nu, noi aveam băieți ăștia mai mari care, într-adevăr, erau trecuți puțin prin chestiile astea, ne explicau și ne explicau din mers și ne prindeau. Explicau foarte frumos și foarte plastic, da? ne-a prins mai bine, poate. Ne-a prins mai bine. Adică a fost puțin, cum să zic eu, școala străzii, chiar. Da. Și aia, să știi că face mult în viață. Aș adăuga la discuția asta cum că unii părinți, nu zic, eu nu am exemple, că nu pot dau exemple și nici nu, dar așa, din discuțiile secundare, spun că școala este vinovată de educația copilului. Nu, pentru educația unui copil trebuie să conlucreze ambele situații, familia și școala. Profesorul la școală stă să-i explice lecția, să-l asculte, să vadă ce a învățat. Și eventual să-i mai atragă atenția că ai alergat prin recreații, ai spart un geam sau nu știu ce. Dar ca să vorbești urât, să te porți urât, să te îmbuzești la toaletă, să dai în cap cuiva, să nu știu ce, părintele. Părinte. Acasă trebuie să-i spun, mă copil, tu mergi acolo, nu mă face de rușine. Sigur, aici trebuie să lucrezi ambele entități. Da. Familia și nici nu știm cum s-a terminat emisiunea din această seară. Eu vă aștept la viitorul episod. O seară minunată. Mulțumim. Și vă aștept să cu drag. Să mă scuze audiența dacă am greșit ceva. O seară minunată. Dacă, dacă ne chem și duminică, e bine. La revedere! La revedere! La revedere! Se ia o blondă, se ia o brunetă, se pune un bărbat la mijloc. Ce iese?
o emisiune de devorat bărbații.